Mangini, de Paterica, de la Sfântul Efrem, partea întâia. Dacă se va despărți vreun frate de chinovie, cu orice fel de pricini, și va cădea în boală sau căindu-se, se va întoarce, nu trebuie să-l disprețuim, ci mai vârtos să-l primim ca pe un mădular al trupului, că deși a și greșit depărtându-se, tu însă fă milă cu dânsul pentru Domnul, care a zis, întrucât ați făcut unuia dintre acești prea mici ai mei, mie mi-ați făcut, că pentru tine a te îngriji numai este oprit, fiindcă a zis Mântuitorul, nu vă îngrijiți cu sufletele voastre ce veți mânca. Încă și apostolul poruncește zicând, fiecare nu numai de ale sale să se grijească, ci și de ale aproapelui. Că iată, dragostea o a pus mai presus de toate faptele și darurile. Că bună este rugăciunea cu post, însă pe aceasta milostenia o întemeiază, că zice, milă voiesc, iar nu jertfă. Vezi și pe prorocul, care mustră pe cei nemilostivi, zicând că nu și-au adus aminte a face milă, și au gonit pe omul cel sărac și sărman și umilit la inimă ca să-l omoare. Și iarăși, pe care tu l-ai bătut, ei l-au gonit și la durerea ranelor mele au adăugat. Încă și Mântuitorul poruncește să fim milostivi. Fiți milostivi, precum Tatăl vostru cel ceresc milostiv este. Pe cei milostivi îi fericește zicând, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Și către Tatăl rugându-ne, ne-a poruncit nouă a zice și ne iartă nouă datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri. Deci, primește pe cel rătăcit care se pocăiește, dacă într-adevăr arată curată și adevărată pocăință, și ascultă pe apostolul care zice, așa încât voi deopotrivă mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca nu cumva pentru multa mâhnire să se piardă unul ca acesta. De aceea vă îndemn să întăriți în el dragostea. Și iarăși zice, rugăm-vă pe voi, fraților, învățați pe cei fără de rânduială, mângâiați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți răbdători față de toți, socotiți să nu întoarcă cineva răul cuiva, ci pururea cele bune să urmați și unul spre altul și spre toți. Căci dacă Domnul Slavei nu a lepădat pe fiul cel desfrânat, ci l-a primit ca pe un înviat din morți și l-a îmbrăcat în podoaba cea dintâi și l-a înălțat și inel i-a dăruit și vițelul cel bine hrănit l-a junghiat ca să se veselească întru aflarea fiului celui pierdut. Iar celălalt frate, deși s-a scârbit și pe dânsul, l-a mângâiat și l-a împăcat, zicând, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea însă a ne bucura și a ne veseli că fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Thank you.